La poșta centrală și la nu știu care minister de aici. Schimb ușile. Termopan, bumbunuțe. Le înlocuiesc cu alt fel de uși. Tot termopan sau poate lemn. La fel de bune. Dar nu înțeleg pentru ce fac așa investiții. Probabil milioane de bani se spală cu inutila reparație de la ministerul ăsta. Bagă și turnichete ca Dorin Chertoac. Și vă întrebați unde se duc banii. Aici e ministerul, care îi subordonează și poșta Moldovei. Dar de ce schimbă ei oșele? Ce nu erau bune? De ce schimbă oșele? Cam... Înțeleg reparații, dar oșele sunt bune. De ce le înlocuiesc și bagă milioane?